de astăzi mereu tind să fie în rând cu lumea, adică la modă. Ba și-au dorit să fie DJ, ba fotograf, mai nou toți își fac bloguri. Să ai blog e totuși dorința de a fi în pas cu noul trend sau dorința de a-ți expune propriile gânduri. Când eu mi-am făcut blog, nu era chestia asta cu modă sau ceva. Cel puțin eu nu știam de chestia asta, pentru că eram într-o seară și am spus că, băi, dă să-mi fac un blog. Și chiar nu vroiam să mai citească lumea, am făcut și așa cu timpul au început să strângă oameni, după care n-am scris aproape un an și am revenit și mi-am făcut și altă adresă și am ajuns să am, ok, să fiu om cu blog. Eu când mi-am făcut blog, nu era la modă, politicienii nu chemau la offline-uri, de blogoveți nici nu auzisem încă. Era o necesitate, o pagină pe care să-mi aranjez gândurile și pe lângă asta am scris foarte urât de mână și de asta, ca să fie scris frumos, am hotărât să fie tapat și undeva și public. Pentru că ulterior s-a dovedit a fi o metodă bună de a găsi oameni interesanți. Mie mi-am făcut blog pentru că îmi place să scriu. Eram anul întâi de facultate și atunci puteam număra bloggerii care știam eu pe degete la o mână. Și mi-a părut ceva interesant, ceva în care eu aș putea să mă exprim și ceva care oamenii mi-ar oferi feedback deodată la ceea ce scriu eu. În primul rând că îmi place să scriu și că am ceva de spus. Eu nu știam că e la modă, fiindcă am un blog de mult timp și chiar nu știam că este la modă să ai un blog în acea perioadă de timp. Как-то вечером в офисе мне пришла просто идея в голову. Я спросила, почему нет блога о сексе. Мне сказали, ну попробуй. Ну вот я и попробовала. Не потому что модно, потому что просто захотелось написать об этом. Oamenii ce au blog sau blogger, cum le place să fie numiți, care abordează diferite teme pe blogurile sale, începând cu politica și terminând cu tema sexului. De regulă teme subiecte politice, fiindcă este ceva care mă deranjează pe mine personal. După asta fie promovez anumite persoane despre care merită să fie auzite. De regulă temele politice sunt ce mă pricepe mai bine și scriu doar despre politică, în mare parte. Sex, alcool, droguri, prieteni, valori, principii, toate. Самая главная тема – это секс. Либо в общественных местах, либо о размерах, либо о предпочтениях, сексуальных меньшинствах. То есть все. Конечно же, я так стараюсь делать более лояльно. La început eram doar pe politică, așa cum o fac toți acum, dar am renunțat la ideea asta pentru că n-ai plictisitoare și nu sunt eu omul care să-și permit să critici politicienii pentru că n-am experiență, n-am nimic și am decis să scriu despre societatea care ne înconjoară, câteodată mai critic, câteodată laud și sper să-mi iasă bine și în continuare. Eu încerc să am un blog studențesc în care să scriu despre viața de student, despre călătorii și despre ce simte un student în timpul anii studențime. Pe viitor, deja cred că tematica de pe blogul meu va continua așa cum cresc eu. Și ce vă place mie și ce voi trăi eu, ce va apărea pe blog. Oricare nu ar fi tema abordată, bloggerii se confruntă cu critică, comentarii și replici la articolele postate pe blog. Cum reacționează aceștia la cele spuse de cititori, aflăm chiar de la ei. Spăceală, ne poveriș, nu bălă oci în jostcă. E citală ca cașdui comentariu, mi-a prostă... E cilăvec slabui. Меня просто вот срывало башню, я понимала, что я не могу им ответить. Лучше промолчать, не показывать свою агрессию. Eu știu că nu poți face ca toți oamenii să te iubească și mereu vor fi oameni care să te critique sau să nu le placă cum scrii tu. Însă și atâta timp cât există mult mai mult oameni care le place ce scriu eu și chiar contează ce scriu eu și eu văd că eu îi ajut într-un fel, aceasta contează pentru mine. Probabil foarte mult. Contează pentru mine părerea fiecărui cititor, doar că nu fiecare părere este luată în considerație. Contează mult pentru că acum am început să scriu și pentru ei, nu doar pentru mine. Sunt articole care scriu pentru ei și lumea mă laudă, sunt articole când mă critic foarte mult și eu lucrez asupra mea în continuare și spun că sunt abia la început și trebuie să mă strădui, să muncesc, să plâng, să râd, să fac de toate pentru ca cu timpul să ajung acolo unde vreau eu să ajung. Comentariile sunt ceea ce eu întotdeauna încurajez, vreau să aflu, învăț foarte mult de la cei care mă comentează pe blog. Deci contează foarte mult, chiar și comentariile care vin să mă critique, mă învață pe mine și mai multe, poate am avut careva scăpări, ezitări. De aceea chiar fiecare comentariu îl citesc cu atenție, nu pun niciun fel de spam la niciun comentariu, doar dacă sunt vulgare și din categoria asta. Blogul este fața celui care scrie și datorită blogului ne putem crea o impresie despre acesta. Așa că aveți grijă ce scrieți și cum scrieți.